aici solicită oamenii, miile de oameni care au venit duminica trecută, duminica aceasta. Noi spunem aceste lucruri de ani de zile, personal la toate reuniunile internaționale, la nivelul Uniunii Europene. Am avut exact aceleași revendicări atunci când am avut posibilitatea să mă expun, ca și miile de cetățeni care au venit în piață. Din încă din anii 2010-2011, le spuneam că se fură banca de economie. Le spuneam că de multe ori banii care sunt alocați Republicii Moldova nu cunosc tocmai cea mai bună gestionare. Plus aspectele legate de descentralizare, de depolitizare instituțiilor de drept și așa mai departe. Noi avem în Republica Moldova acum o situație inedită. Guvern pro-european cu toate minusurile sale. Și o manifestație în Piața Mare a Adunării Naționale, de asemenea pro-europeană. În același timp, noi nu suntem singuri în Republica Moldova. Mai există și forțele care vor să ne ducă spre Asia. Să nu pățim cumva, să nu nimerim cumva situația când doi se ceartă și să câștige al treilea. De asemenea, mi-am pus întrebarea în câte țări ale Europei de Est s-au rezolvat problemele legate de accelerarea integrării europene prin asemenea modalități. Din prima zi când dumnealor au pornit manifestațiile și acum și anterior, am spus de atunci. Din punctul meu de vedere, este vorba despre apariția unui nou partid pe scena politică din Moldova și despre o modalitate a sa de afirmare. Adânși au avut afirmații diferite, au alternat la capitolul dat. Spuneau la un moment dat că fac partid, după aia că nu mai fac, din nou acum spun că fac partid. În cazul în care am admite că ar avea loc alegeri anticipate astăzi, cei care au spus ieri că înființează un partid politic, ei vor lua 50% din voturi. Ei vor putea guverna Republica Moldova. Sau vom avea, dimpotrivă, o revanșă a stângii care vrea să ne ducă în Uniunea Euroasiatică și atunci nici ordine, nici lege, nici dreptate și nici integrare europeană.